Un zi important pentru bucureșteni, primarul Capitalei vrea să cumpere sute de autobuze, troleibuze și tramvaie electrice. Gabriela Firea spune că doar așa va fi combătută problema poluării cu care se confruntă de ani de zile Capitala. O altă prioritate majoră este și calitatea aerului. Vor fi montate 25 de stații lângă școli, licee, spitale sau parcări. De asemenea, vor fi construiți 50 de kilometri de piste pentru bicicliști. În premieră, Capitala României are un plan integrat de calitatea aerului, iar toate măsurile cuprinse în acest document strategic, care s-a aflat în dezbatere publică, a primit toate avizele din partea Ministerului, iar săptămâna viitoare, pe 14 iunie, va intra în dezbaterea și aprobarea Consiliului General al Municipiului București, fie că este vorba despre înnoirea parcului auto al RATB cu cele 400 de autobuze Euro 6, de asemenea lansarea în foarte scurt timp a licitației pentru achiziția a 100 de autobuze electrice, 100 de autobuze cu gaz natural comprimat, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze. Se va vota un proiect foarte important prin care Parcul Verdi va fi recuperat pentru bucureșteni. Îmi doresc să trăiesc într-un mediu curat și sănătos. Pubelele care, să spunem, sunt premieră în România, nu mai sunt de plastic, ci sunt produse din abidon de trestie de zahăr, care este iarăși o premieră în România. Avem 10 milioane de lei pe care doamna primar absorbe pentru infrastructura pistelor de biciclete. Asta înseamnă că este interesată și dorește ca această infrastructură să poată să o dezvolte.